Ei bine, ce vreau să vă spun, astăzi este ziua tineretului și avem onoarea să fim singura televiziune care a fost lângă Anca Dumitra în cea mai importantă zi din viața ei, așa că putem să-i spunem casă de piatră. Iar pentru dumneavoastră avem primele imagini de la cel mai important eveniment din weekend, nunta Gianinuței din Las Fierbinți, mai precis nunta actriței și prietenei noastre Anca Dumitra, care îi spunem să fie fericită și casă de piatră. Cu emoții, cu lacrimi de bucurie, toată lumea aranjată la patru arci aștepta în fața bisericii să vină mireasa. Prietenii mirelui au venit din Austria îmbrăcați tradițional ca de nuntă, dar cea mai fericită a fost mama Ancăi. Ajutată de domnișoarele de onoare și de prietenele cele mai bune, Anca Dumitra a apărut în admirația tuturor. Felicitări, Anca! E cea mai frumoasă zi din viața ta. Mulțumesc foarte mult, m-ați surprins, nu știu cine v-a zis, dar mulțumesc foarte, mulțumesc foarte mult, mi-l dai după ce ieși. Foarte atenți ați fost. Să știi că suntem singuri. Mulțumesc foarte mult. E o zi foarte frumoasă și sper să a început frumos și să continue. Văd că respecti toate tradițiile. Nu ai vrut să te vadă? N-am vrut să mă vadă, dar am lângă mine toată familia foarte frumoasă și gata. Tati, te iubești! Pe ce parte stă tata? N-avem ce mergele. Tati, nu plânge, nici unul plâng. Primul care a ieșit din biserică după slujbă a fost tatăl miresei. Cum a fost slujba? Începutul este frumos. Să vedem și sfârșitul. Și sperăm, nu că sperăm, sigur, va fi și mai frumos. Adică toată lumea să fie mulțumită și noi în același timp. Doamne ajută să fie binecuvântați. V-au dat lacrimile? Da, recunosc că da. Recunosc că da, mi-a dat. Acum, ce-i doriți Ancăi? Ca și până acum, ceea ce am oferit noi se oferă și întreaga familie, viitorul soțul, adică soțul. Băiatul vă place? Cum e? Foarte mult. Îmi place foarte mult, chiar dacă ne înțelegem mai puțin ca vorbire, cu vorbire, adică îl vorbește românește. Am văzut. Numai că, da, numai că trebuie să avem translator cu familia lui. Când am avut la emoții, foarte mult am plâns. Îmi propusesem să nu plâng, îmi propusesem să râd, să fiu vesel, am fost, dar e normal, emoțiile spun cuvântul și emoțiile astea le-am de mult, de toată săptămâna, din toată săptămâna asta. Mă sculam la două, la trei noapte, nu mai puteam să dorm, dar sunt ok. A fost când v-a spus că se va căsători? Oh, deci vreau să vă spun că eu am vrut să mă îmbăt. Efectiv, în seara aia de fericire, cântam prin casă, se mărită fata mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Și da, da, am fost foarte fericită și sunt foarte împlinită. Ce le doriți? Ce să le doresc? În primul rând să fie sănătoși, este pe primul loc, să se înțeleagă, să se respecte, să se iubească, că toate vin de la iubire, de la fericire, de la comunicare și cu înțelepciune multă și cu răbdare în viață. Când, da, căsnicia mai trebuie și răbdare. Copii? Și copii, da, Anca își dorește copii. Chiar își dorește și să fim lângă ei. Să ce ajut. Sfat le dați? Sau le-a cerut sfatul în ceva? Sau le-ați dat un sfat astăzi? Da, mi-au cerut sfatul la modul că să le spun niște cuvinte din partea mamei, ca o mamă, și le-am zis exact ce m-a spus mai devreme, să fie, să aibă comunicare, să se înțeleagă, să se iubească, să se respecte. Este mare lucru. Ați văzut-o în rochea de mireasă? Am plâns când am văzut-o acasă. Am fost singura pe taică să nu l-a lăsat să o vadă.
dar eu am fost și am fost lângă ea când s-a și învelit. Da. Îmi place soțul? Da, foarte mult. Îmi place de Manfred, foarte mult îmi place de Manfred. Chiar am zis, uite că Dumnezeu i-a dus, ea tot îmi zicea că eu, ce să vă spun, eram un pic presată de căsăse mărite. Știți cum sunt mamele. Da, știu. Și uite că a venit momentul și a zis, mama, când o să fie, o să fie, cine Dumnezeu le pune pe toate la rând. Și chiar așa a și fost. Când a fost momentul din viața ea, ei a apărut Manfred, să zic așa. Da, sunt mulțumită, sunt fericită, sper să fie și ei fericiți, sper să ceară ajutorul când au nevoie. Nu vreau să intru, cum se zice, în viața lor. Știi, vine un moment când părinții trebuie să se dea mai un pas înapoi și se lasă să-și decidă ei. Dacă o să aibă nevoie de noi, cu tot sufletul, suntem alături de ei, din toate punctele de vedere. Sunt emoționant. Am plâns de-a rupt. Da, un moment unic. Ne bucurăm din suflet pentru prietena noastră și să le fie bine, fericire, casă de piatră și multă, multă sănătate și înțelegere. Când ai plâns? La ce moment? Toată. De la început până la final. De când a intrat în casă, de când s-a îmbrăcat, de când am adus-o aici. Deci de la început până la... Și la nuntă o să mai plâng un pic, o să mai bag o tură. Deci ați trăit nunta aproape ca a voastră. Da. O trăim de câteva luni cu pregătiri cu toți, vorba aceea, dar da, ne bucurăm din suflet de momentele astea atât de frumoase și sunt lacrimi de fericire, deci e de bine. Ce-i doriți? Sănătate, înțelegere, armonie și multă dragoste. Pace în lume și înțelepciune, dragoste, să le fie bine. Cum a fost slujba? Foarte emoționant. Ai plâns? Da, am plâns. Da. A fost foarte frumos și Doamne ajută. S-a fost foarte frumos și mulțumim, ce să zic, că ne-ați prins, așa se zice, nu? Pentru tine cum a fost slujba? Foarte frumos. Da, mersi. Ai avut emoții? Cred că toată lumea are puțin de emoție. Mersi. Să fiți binecuvântați. Să dea Dumnezeu. Și copii. Doamne ajută. Mulțumim. Cum a fost slujba? A fost foarte frumoasă, foarte emoționantă. Eu am stat în așa fel încât să o văd pe Anca și ne-am făcut schimb așa de priviri. Sunt foarte bucuroasă pentru ea, o iubesc foarte mult și vreau să fie fericită și într-un mulți, mulți ani și bucuroasă și merită. Eu am plâns. Când a fost cel mai emoționant moment? Intrarea. Că s-a pregătit, Mirele a avut și el, are și el prietenii. Da, are oamenii, rudele și prietenii din Austria. E armonie și frumusețe. Ce sfat le-a dat părintele? Că au intrat doi în biserică și vor ieși unul singur. Foarte frumos. Și e bucurie, așa e. Au venit îmbrăcați, am înțeles că vor avea un dans special sau așa este ținuta de nuntă până Austria? Asta e un costum tradițional în Austria, da, și facem și asta seara un dans, da, adevărat. Normal vine și mai bine îmbrăcat, dar tradițional la țară e așa, da. Sunt foarte frumoase costumele, practic îmbinați tradiția românească cu tradiția din Austria? Să zicem așa, ratăm puțin din tradiția de Austria în România, da, da, asta facem. Ei sunt prietenii tăi? Da, de la țară. Sunt niște fermieri, vecinii mei și suntem prieteni buni, da. Foarte frumos, casă de piatră, le spunem și noi să fie fericiți și exact cum a zis preotul, de acum încolo sunt unul până când vor deveni iarăși o familie mai mare. Îi așteptăm la emisiune cu cea mai mare plăcere, salutării familiei și să se bucure de acești copii minunați.